Da? Îl omor. Firarea dracului de la Bagi, un puțit de mitocanuri din Arce. Cu cine vorbesc? Eu îl omor și apoi mă sinucid. Cine vrei să vorbești? Scuze, s-a întrerupt. Nu mai știu ce să fac. Nu mai știu ce să fac. Căcat! Ai pățit ceva? Nu ajung. Nu pot. Prea ascundă. Ce să ascundă? Ce să ascundă, mă? El să se ascundă, nu se ascunde el. El nici măcar nu merge până la baie să se pișe fără mine. Stai puțin, cine? De, nu mai pot. Nu mai pot. Mi s-a încrit. Mă înțelegi? Mă înțelegi? Bou ăsta a plecat și m-a lăsat singură iar. Bine, calmează-te, respiră. Și am o groază de vase. Mașina nu mai merge. Liniștește-te, bea un pahar cu apă. Eu sunt Mihaela. Tu? Eu sunt Georgiana Constantin și sunt singură. Păi și prietenul tău care nu merge nici la baie fără tine, unde-i? Face o groază de lucruri. Păi cum, mănâncă semințe, merge în baruri, bea bere, ba da, face o groază de lucruri. Te-a părăsit? Nu m-a părăsit, n-ar face asta. Păi și atunci care-i problema? M-a lăsat singură, iarăși stau singură în casă, sunt casnică, adică, știi, nu că ok, e ok, am înțeles. Georgiana, tu cu ce te ocupi? Sunt meteorolog, dar meteorolog? Nu, practic. Interesant. Și cum va fi vremea mâine? Prietenii mei mă întreabă asta tot timpul. Înseamnă că ai prieteni. Ei nu sunt tocmai prieteni. Dar prieten ai? Un cretin. Că ți-am tot zis că atunci când am eu mai mare nevoie de el, atunci când mi-e lumea mai dragă... A, e unul din aia care vin și pleacă, nu? Nu, că noi locuim împreună. Pe bune. Aha. Păi, și părinții tăi? Ce-i cu ei? Păi, trăiesc, nu? A, da, sunt în Anglia, la muncă ei. Și atunci... Da, știi și că mama mi-a spus de când am adus aici acum 4 ani că nu e decât un ordinar cu tatuaj. De ce te simți singură? Tu nu știi cum e să fii singură, să nu ai cu cine să vorbești. Tu înțelegi cum e să vorbești cu pereții? Adică? Și tu ai bicicletă? A, nu știu să mă dau. Ce bicicletă ai? Nu știu ce... Dar tu de ce întrebi? Că-mi plac. A mea o cheamă Elena. Tu ți-ai putut da bicicleta? Nu. Dar de ce ai făcut asta? Dar mi-am botezat-o eu. Dar cine? E ultimul lucru rămas de la ei mei. Dar tu ai prieten? Nu. Auzi, de fapt, de ce m-ai sunat? Thank you.
Și mâine va fi la fel de cald? Cred că da. Hai să ieșim cu bicicletele. Clementina, așa am botezat-o.